Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Rădăcini. Vorbim astăzi despre permanențe culturale românești. Sunt cel puțin două nume despre care știm foarte multe sau vom afla și mai multe în această seară. E vorba de marile personalități, Constantin Brâncuși și scriitorul Ide Sârbu, sau o să vedem astă seară Ide Sârbu și legăturile cu brâncuși. Unele dintre din ce o să aflați astă seară, probabil le aflăm în premieră, chiar dacă le-au apărut în cărți de specialitate, grație contribuției uh, invitatului nostru din această seară, domna, domnul Toma Velici, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine, v-am regăsit pentru că am mai fost invitatul dumneavoastră cu un an și mai bine în urmă, când am avut ocazia să vorbesc despre Ion de Sârbu, despre care sigur. În ultima instanță, datorită publicării unora dintre lucrările lui după 1989, dar și unele studii consacrate de semnătura unor uh, autori de prestigiu, profesori universitari, dar și lucrări de doctorate, I unde Sârbu a intrat în conștiința uh, cititorului român, a iubitorului de carte așa cum el însuși ar fi dorit, adică un om al rezistenței intelectuale și culturale românești. Despre dumneavoastră, cu siguranță, foarte mulți dintre telespectatori, cei care chiar oameni de cultură, v-au reținut sau le-ați rămas în memorie drept XG, de care v-ați ocupat de toată opera, practic, de punerea în valoare a operei lui de Sârbu. Dacă ar fi să vorbim, așa ca la început să facem ca o introducere la subiectul pe care vrem să-l abordăm printre altele, subiectul legăturii acestea destul de directe și destul de impresionante între idei de Sârbu și brâncuși. Ce ați putea să ne spuneți? Uh, pentru prima dată s-a scris și s-a publicat despre legătura dintre Ion de Sârbu și Constantin Brâncuș, în 1974. Chiar Ion de Sârbu, într-un articol confesiune intitulat cu un titlu de origine blagiană la Cum în apelor mirabila sămânță, povestește cum l-a cunoscut pe Constantin Brâncuș, în 1937. Ion de Sârbu, elev fiind la liceul de băieți din Petroșani, în ultima parte a vacanței, în august și septembrie, a mers împreună cu o parte dintre colegii lui, foști ucenici, pentru că Sârbu și-a întrerupt studiile liceale în 1934-1935 și a fost ca ucenic salariat la atelierele centrale Petroșani. Foștii lui colegi de ucenicie l-au invitat ca să lucreze la șlefuirea unor bucăți de metal, spuneau ei, care sunt bine plătite ca lucrare. Și atunci unde sârbu, lucru menționat și în cartea lui de muncă, a lucrat în lunile august și septembrie, iar momentul 1965 este momentul revelației a ceea ce făcuse cu atât de mulți ani în urmă, și anume, secretar literar fiind la Teatrul Național din Craiova a sosit la Târgu Jiu o echipă de oameni de teatru din uh, Germania de Est și sigur a început uh, vizita în oraș cu evident uh, masa tăcerii, alea scaunelor, poarta sărutului și sigur în cele din urmă coloana infinită. Uh, fac această precizare coloana infinită pentru că chiar uh, Constantin Vrâmcuș așa i-a dat denumirea ulterior, s-a spus coloana recunoștinței fără sfârșit, coloana infinitului sau stâlpul sau alte denumiri care au intrat în conștiința cititorului și a celui care iubește arta în general. Ion de Sârbu, după ce trece calea ferată, simte cum îi bate inima și are revelația ceea ce făcuse în perioada lui august-septembrie 1900 37. Își amintește atunci de perile de sârmă care îi scrijelau degetele, de domnul Vlam pe care nu le dădea perii și de mâinile mereu sângerând. Și atunci, zice, și popa ăla era brâncuș și zice o vorbă pur românească. Acest moment pe Ion de Sârbu l-a urmărit de-a lungul întregii sale vieți și a spune că în alte, în alte două rânduri și amintește de momentul 1937. Și anume, a doua oară, în 1983, în 21 august, el a purtat o corespondență extrem, extrem de uh, valoroasă și de vastă, cu mari personalități ale culturii naționale, dar și cu oameni de peste hotare. I-aș aminti între altele pe marele profesor Virgil Nemoianu de la Washington D.C. University, și în această scrisoare Ion de Sârbu își amintește din nou despre întâlnirea lui cu Brâncu și cu trapezele coloanei infinitului. Cum anume, nepoata lui, cea mai iubită dintre nepoții lui Ion de Sârbu, pe care o vedea testamentar se zic așa, omul care se va ocupa de editarea operei lui Ion de Sârb, lucru care nu s-a început, nu s-a putut până la ora de față, a investit totul în Monica, a adus-o de la Petroșani, unde uh, avea domiciliul, a adus-o la Craiova și a înscris-o la Liceul de Filologie. Unicul liceu de filologie pe o rază, spunea Sârbu, de la. Uh, și, și eu știu chiar lucrul ăsta, de la Severin și până la Slatina, era singurul liceu de filologie din și a vrut neapărat, ca să... Din, da. din Oltenia, da. Însă Monica, care era o fire uh, foarte uh, introvertită, a spunea, aș putea spune, o, o fire care uh, a simțit din plin... Uh, uh, loviturile care îi se aplicaseră unchiului ei, chiar în școală, o parte dintre colegele de clasă aflaseră câte ceva despre biografia destul de Dificil de explicat în acei ani a unchiului său care făcuse pușcărie politică după ce fusese cel mai strălucit student al lui Blaga și conferențiar universitar la numai 28 de ani. Ebine, bine, Monica nu ia examenul de treaptă și atunci Ion de Sârbu este obligat să o ducă din nou la Petroșan și fata se pregătește și intră la liceul de mecanică din Petroșani care era patronat de cine credeți, de atelierele centrale. Petroșan, unde el pusese ucenic și unde șlefuise la cele trapeze. Îmi permit ca să citesc câteva fragmente care amintesc despre acest moment. De altfel o să mai cităm câteva fragmente și din documentele celelalte la care am făcut vorbire. Spune Sârbu, verile îmi câștigam pâinea preparând corigenți și asta o făcea la 17 ani. Într-o vară, zice Sârbu 37 sau 38, este evident că face și un joc de cuvinte, nu mai țin minte, m-a chemat unul dintre foștii colegi de ucenicie. Să viu la ateliere, să plătește bine, e o muncă specială. M-am dus, lucram ca la clacă, râdeam, ne soseau de la turnătoria de fontă, niște forme trapezoidale nu se mai terminau mereu mai mari, mai grele. Ele trebuiau să fie curățite de praful de turnătorie ca să fie aduse la rămit, galvanoplastie cred că se cheamă. Nu era voie să rămână niciun fir de nisip, altfel arama nu se lipea. Directorul ACP Atelierele Petroșan era un inginer foarte luminat. Îl chema Georgescu Gorjan. Toată lumea știa astăzi. Măcar locuitorii Târgujiului, cine Ștefan Georgescu Gorjan și ce rol a avut el în ridicarea coloanei infinite. Sau ce rol a avut Brâncuș și n face <laughs> foarte cunoscut pe. Absolut, dar era un Gorjan, profesionist. Am citit, am citit de curând niște documente care atestă pregătirea excepțională din punct de vedere profesional a lui Ștefan Georgescu Gorjan. Zice Ion de Sârbu, mai târziu a fondat și o editură. Uh, venea însoțit de un fel de popă mic și al dracului. Controlau, amenințau, ne obligau să stăm până seara târziu, sub un șopron. Periile de sârmă se toceau repede. Domnul Lampe, care semăna la ei cu fostul rege Ferdinand, era o bestie zgârci și la perii și la cele de trei calități de șmirgăl. Degetele mi erau strelite, aș fi plecat, nu puteam. Nu se mai terminau trapezile acelea. Popa cel mic venea și ne înjura mărunt într-o oltănească repezită de neînțeles. Eu și noaptea, mulți ani după aceea, mai ales când făceam febră, nu visam decât acele suprafețe aspre pe care treia să le curățăm, să le facem lună. Nimeni nu știa la ce servesc, și nici nu interesa. Popa cel mic era brâncuș. Ca Popa să cel mic, absolut, era brâncuș. Mi-aducem aminte, uh, cu fățișarea aceea cu barbă da, și. Uh, și Sârbu continuă ceea ce eu v-am povestit, momentul primei sale revelații, în 1965-66, când a condus la târgu Jiu delegația de oameni de teatru din Germania de Est. Și zice Sârbu. Uh, prin 65-66 trebuind să conduc un grup de tovarăși din teatrele germane la Târgu Jiu, arătându-le și explicându-le, sunt un om cult, pot vorbi mai ales despre cele nevăzute, face un joc de cuvinte, cam ce este și ce vrea să fie coloana infinită. Deodată auzit, bubuind în subconștientul meu, astea sunt trapezele mele, Astea mi-au mâncat tinereța, de ce nu ne-au spus? De ce nu ne-au explicat? Și popa ăla de ne înjura gorjenește era brâncuș, băgala și tănește în infinitul muicăsi. Acestea sunt o parte da. dintre Fără. amintirile lui Ion de Sârbu despre întâlnirea cu Constantin Brâncuci și de ce nu cu Georgescu Gorjan și precizam că Uh, unul dintre maestri pe care Ion de Sârbu i-a avut în perioada când fusese ucenic salarizat la atelierele CFR de la Petroșani, era un maestru uh, care a contribuit din plin la uh, ridicarea coloanei infinite și anume maestru Romoșan, prieten apropiat cu tatăl lui Ion de Sârbu, uh, omul... Uh, sindicalistul Ion de Sârbu din Valea Giului, care și-a dedicat o parte a vieții sale făcând contractele de muncă pentru minerii din Valea Giului, și care a murit de inimă rea în timp ce fiul în 1961, în august, pe 6 august, în timp ce fiul său iubit era în pușcărie. Și am să spun un lucru care ține de tragediile antice, dacă vreți, pentru că nu putea în niciun fel să-i se spună lui Sârbu, să-i se transmită un mesaj că tatăl său a murit, cum s-a întâmplat de altfel și cu Lucian Blaga, maestrul lui și idolul său și al generației pe care, din care face Ion de Sârbu, aceea Cercului Literar de la Sibiu și sora lui Ion de Sârbu, împreună cu mamă mama și cu nepotul, i-au pus într-unul dintre pachete cureaua cu care tatăl său își lega lampa când combora în De asta spun, Ion de Sârbu a ținut enorm de mult să-și scrie uh, viața, însă n-a mai apucat să o facă până la capăt, pentru că uh, timpul n-a mai avut răbdare cu Ion de Sârbu și în 17 septembrie 1989, după o lungă și grea suferință, Ion de s-a stins, fiind înmormântat în cimitirul Sineasca din Craiova. Și de reținut că ultimul raport al securității, în cel privește pe Ion de Sărbu, care avea un dosar destul de vast, aflat astăzi la, în Arhiva Consiliului Național pentru Studierea documentelor securității, 1687 de file conține dosarului de urmărit informativ. Ultimul raport al ofițerului de securitate este semnat în data de 21 septembrie 1989, a doua zi de mormântare. Cu câteva precizări care se vor fi dovedit pe parcurs a fi absolut reale și că, că abia după publicarea corespondenței lui Ion de Sârbu, a scrisorilor sale, se vor lămuri anumite date biografice. Asta o spunea prietenul lui de generație, prietenul lui de facultate, prietenul lui de cameră, Ștefan, poetul Ștefan Augustin Doinaș, care a rostit în fața catafalcului următoarea propoziție, dacă vreți, de aproape aforistică în ce îl privește pe sârbu era inteligența cea mai categorică a generației cercului literar de la Sibiu. Fapt care se va fi dovedit pe parcurs că este adevărat, de altfel doamna Dorli Blaga, în multe din confesiunile dumneavoastră, amintind despre Garii Sârbu, cum este numit Ion de Sârbu, între prieteni, numele Gari, Nume care ține de o întâmplare haslie din copilărie, Gar era, era cel mai strălucit student al tatălui meu. Tatăl său, sigur, marele poet și filozof și profesor universitar Lucian Blaga, pe care Ion de Sârbu îl considera meșter, grinda generației mele, și cu o altă sintagmă care mi se pare uluitoare, Spui Ion de Sârbu, eu am avut doi părinți un părinte moral politic și era tatăl lui și altul moral filozofic, care era Lucian Blaga. Lucian Blaga, cu care a avut o corespondență care s-a pierdut probabil în acei ani când Ion de Sârbu a fost arestat și când a fost prigonit din Cluj. Dar poate că despre aceste lucruri vom mai discuta. Însă să revenim până la capăt Asupra la Constantin întâln... Brâncuș, da, pentru că mi se Brâncuș, pare. Și da. legăturile cu Brâncuș, două mari personalități da. ale secolului XX. De altfel, Ion de Sârbu, care în calitatea lui de secretar literar al Teatrului Național din Craiova este cunoscut de a fi inițiat un număr de conferințe care au făcut vogă în perioada anilor 1965-1973 până la pensionarea sa, unele ținute de el, altele sigur ținute de personalități culturale remarcabile ale culturii pe care Ion Românești, pe care Ion de Sârbu l-a invitat la Craiova pe scena Teatrului Național. Ion de Sârbu a conferențiat despre Brâncuș, caut cu uh, înfiorare și caut printre Filele de, de manuscrise răm, rămase de la Sârbu, acea conferință despre Constantin Brâncuș, am găsit numai schița, sau dacă vreți, schița de conferință cu toate tematica. Iar Ion de Sârbu nu este, sigur, străin de Brâncuș, pentru că a vorbit în filozof de formație fiind Ion de Sârbu, a fost profesor de estetică, să nu uităm, a fost asistentul lui Libru Rusul la Catedra de Estetică, după care a fost profesor de istoria artelor la Institutul de Arte Ion Andreescu din Cluj. Iact ca să spun suficiente argumente, argumente el se da și era o, 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 o autoritate în această Și timp. mai mult, într una dintre piesele sale, pe care o include într un volum apărut în 1985, volum care a stat cam vreo 10 ani prin edituri. Volumul intitulat Bieții Comedian și anume în piesa Catrafusele, include un text cu trimitere la Brâncuș și la interpretarea sărutului lui Brâncuș. Nu e cazul să revenim asupra asta, dar este, v-am spus, mereu și am căutat în corespondența lui, folosind un program de calculator, de câte ori este brâncuș amintit. Amintit în vasta lui corespondență: că nu vorbim numai de corespondența cu Virgil Nemoianu, a avut corespondență cu soția filozofului Mihai Șora cu Mariana Șora, a avut corespondență cu profesorul universitar și fostul lui coleg Ion Negoițescu, care se afla, hai să zicem, transfug în acea perioadă, după ce obținuse niște burse în străinătate, a refuzat să se mai întoarcă în țară, a avut sârbul și critică extrem de dur că n-a avut dreptate atunci când a vorbit așa cum a vorbit despre Eminescu. În uh, Întorcându-ne la conferința aceea care a ținut-o la Craiova despre Brâncuș printre altele, și care ați găsit numai schița, să înțelegem că Sârbu vorbea liber despre Brâncuș fără probleme sau a pus și un text pe care nu-l mai a, regăsim? Nu, Sârbu, dincolo de faptul că era un extraordinar conferențiar, Sârbu a făcut vogă în Craiova. Oamenii care au apucat să-l cunoască sunt unul, unul dintre cei care au, au trăit în preajma lui Ioan de Sârbu aproximativ 20 de ani. Uh, uh. și pot să uh, confirm lucrul ăsta, dar o spun uh, personalități cu cădere de pildă. Profesorul universitar Ovidiu Ghidirmic, probabil o parte dintre telespectatorii dumneavoastră care au făcut facultatea de litere în Craiova, uh, uh. nu le este străin ca nume, dincolo de faptul că s-a remarcat scriind niște excepționale studii emnescene și uh, este unul dintre oamenii care... Uh, a aderat la principiul lui Sârbu, luciditatea. Sârbu vedea, se vedea salvându-se și ne vedea pe noi salvați, spunând că luciditatea este libertatea celor lipsiți de libertate. De altfel, profesorul universitar Ovidiu Ghidirmic a scris în nenumărate rânduri, a însoțit studii, o parte dintre cărțile care au apărut ale lui Ion de Sârbu au fost însoțite de prefețe sau de postfețe semnate de profesor universitar Obidu Ghidirmic, care în perioada când Ion de Sârb era secretar literar la Teatrul Național din Craiova, înainte de a ajunge el redactor la revista Ramuri, i-a fost subaltern, adică i-a fost, fost, asistent literar. E, ca asistent de secretar literar, Ovidiu Ghidirmic purta discuții destul de aplicate cu Ion de Sârbu. De altfel, în Craiova se spune că cea mai mare personalitate ardeleană care a venit în Craiova de la Ioan Maiorescu și până astăzi și pe aici a trecut, dar pentru o scurtă perioadă de timp, Liviu Rebran, în calitate de director al Teatrului Național din Craiova, a fost Ion de Sârbu. Numele lui de botez este Desideriu și a luat numele de Ion. E un fel de pseudonim literar, dacă vreți, pentru că Desideriu i s-a părut că nu sună bine. De altfel, de multe ori spune sârbu, în pușcărie sau în armată îl strigau derizoriu. <laughs> Sârbu, da, care era în un de, mare cunoscător al limbii, de altfel, limba română o considera una dintre marile noastre realizări culturale, nu o numea decât măria sa, limba română. Și spunea că numai încrederea în limbă n-a pierdut-o în cele din urmă. Vorbeați despre faptul că Brâncuș a jucat un rol important, să spunem așa, a fost o preocupare constantă a lui Sârbu, faptul că... Da, și am să vă mai dau era. un argument. În Craiova, într-un anume loc, și anume într-un fel de triunghi, cum îl numesc eu, au locuit cele mai mari personalități culturale ale Craiovei. Și anume, cine cunoaște, ca să zic așa, Craiova, zona centru, English Park, în față primăria, și în dreapta primăriei, cum se privește spre clădire, este un bloc în formă de U. Acolo au stat, rețineți, Vasile Georgescu, paleolog. Pe de partea exact. dinspre primărie, pe partea dinspre stradă, a stat Ion de Sârbu. Erau în același perimetru. Pe partea, în partea dinspre Teatrul Național, Marin Sorescu, un alt om care s-a ocupat de Brâncuși fie și numai, să zic, publicând articole sau amintind despre Constantin Brâncuș, dar oricum, eu, 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 în calitatea de director, de redactor a revistei Ramur la Craiova, Marin Sorescu l-a promovat pe Constantin Brâncuș și acolo au fost publicate o serie întreagă de articole, între care amintesc ca unul dintre cei care eu, au și scris o carte cu trimitere la... Eu, eu, Constantin Brâncuș, e vorba de Constantin Zernescu care a publicat aforismele lui Brâncuș și, evident, bătrânul Vasile Georgescu, paleolog, care era ocrotit la revista Ramuri, deși în perioada aceea nu putem vorbi de prezența lui Marin Sorescu, pentru că Marin Sorescu a venit ulterior la revista Ramuri. În acea perioadă, directorul revistei Ramuri au directori ai revistei Ramura au fost sau redactor șef într-o ordine absolut cronologică. Publicistul Ilie Purcaru, după aceea marele profesor universitar și critic și istor literar, Alexandru Piru. E bine, Vasile Georgescu, paleolog, cunoscut ca primul biograf al operei lui Brâncuș, Ion de Sârbu menționează în jurnalele și în corespondența sa desele întâlniri cu Vasile Georgescu, paleologii, despărțea doar 100 de metri unul de celălalt. Vă dați seama, locuind în același perimetru din 65 până în 78-79, când s-a stins paleolog, unde de a să mai trăiască încă 11 ani. Dar din 65 și până în 79 este evident că întâlnirile lor au fost frecvente și mai ales în Teatrul Național, unde bătrânul paleolog venea frecvent și pe care îl și văd cu bereta din pluș pe care o purta și cu mapa sub braț, pentru că a fost unul dintre cei mai seioși cercetător ai operei lui Constantin Brâncuș și este omul care a scris primul studiu despre Constantin Brâncuș, prima carte despre Brâncuș în 1938, după aceea urmează a doua carte despre Brâncuș în 1944, pe care am avut-o în mână și regret și astăzi era, e o carte extrem de rară, am dat-o unor francezi ca să o prezint afară și sigur după aceea urmează a, a treia carte despre Brâncuș o carte apărută în limba franceză în 1947, care cuprinde și pe primele două și ulterior tinerețea lui Constantin Brâncuș și apoi cea mai amplă dintre lucrările lui Vasile Georgescu, paleolog, și anume cele două volume Brâncuș-Brâncuș. Unul a apărut în 1976 la editura Scrisul Românesc, cel de-al doilea a apărut, rețineți, la aceeași editură, în 2002, eu fiind acela care am descoperit manuscrisul care fusese adus de bătrânul paleolog în 1976 în editură, am găsit contractul semnat pentru tipărirea unui număr de 15.000 de exemplare, însă editorii, probabil din cine știe ce interese, au evitat ca să publice acest volum pe care, într-un duplicat, ca să zic eu așa l-a publicat Nicolae un duplicat al manuscrisului, pentru că ordinea pe care a publicat-o Nicolae Diaconu Ion Pogorilovski nu este aceea pe care i-o dăduse uh, uh, Vasile Georgescu Paleolog și anume uh, Brâncuși, Brâncuș, subintitulată 100 de secvențe ale procesului dintre Brâncuș și Statele Unite ale Americii. E vorba de celebru proces care în s-a întâmplat de? în 1927, după ce în 1926, când Brâncuș trebuia să își prezinte Sinte la expoziția de la New York 20 de piese, după câte se știe, una dintre acestea că mi-aduc aminte, nu știu, pasărea în văzduh a fost considerată a fi obiect industrial și de aici discuțiile interminabile și, taxe și alte da, chestii, da. Da, dar mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat la Craiova pentru că în ziarul local, atunci era ziarul local, zic județului Dolj, bătrânul paleolog a publicat primele uh, note, e ca să zic înainte, așa, nu? Da, de ziarul da, înainte, înainte, care era al județului Dolj, al regiunii de partidul Oltenia, după aceea al județului Dolj, a publicat primele documente privind procesul dintre Brâncu și Statele Unite, uh, iar uh, din surse absolut sigure, unul dintre prietenii mei și fost redactor pe atunci la ziarul înainte, profesorul Marian Barbu, critic și istoric literar, fost șef de catedră la liceul de catedră de limba română la liceul Frații Buzești, Colegiul Național astăzi Frații Buzești, unul dintre cele mai prestigioase licee din Craiova, l-a avut invitat pe bătrânul paleolog în mijlocul elevilor săi și el deține documente din perioada în care bătrânul paleolog uh, publica în ziarul înainte uh, aceste secvențe sau parte dintre secvențele cu procesul dintre Brâncu și Statele Unite, iar mai mult, ca să zic așa, de la ambasada Statelor Unite au venit să se intereseze la Craiova de unde are bătrânul documentele. Presiunile, se spun, ale bătrânului asupra unor oameni care lucrau în cultură, uh, el având aceste secvențe de din presa vremii, a, au tradus aceste documente. De altfel, bătrânul paleolog avea o vorbă în ce privește pe Brâncuș, vorbă lansată sau, dacă vreți, consacrată în domeniu. Cine uh, cunoaște uh, scrierile despre Brâncuș a rămas uh, ca o uh, efigie. Uh, Constantin Brâncuș sculta în Dodi. Și despre asta o să vă mai povestesc câte ceva, pentru că am avut ocazia să-l cunosc pe bătrânul, pe bătrânul Vasile Georgescu, paleolog, în anul în care își adusese manuscrisul volumului I, Brâncuș-Brâncuș, la editura scrisului românesc. Avea o vorbă nouă celor mai mici, ne spunea ne poate. Despre paleolog s-au spus atâtea, sunt atâtea legende și sigur, în legende există nu numai poveste, există de adevăr. și, adevăr. Una dintre ele, dacă vreți, care a făcut, cum ar spune Joe Bogza, de o altă întâmplare, dar legată de arghezi și un preot, a făcut repede în conjurul lumii. Bătrânul paleolog, care toată lumea știa, a, fost, a avut terenuri întinse la Corlate, pentru că e născut în satul Cornu din comuna Corlate. În 45 la reforma agrară, l-au adus în lanțuri la Craiova. Am cunoscut o persoană, un om foarte destupat la minte, deși nu a avut multe, multe școală, era, spusese, secretar de partid la tipografia din Craiova, fost, se spunea, Institutul de Arte Grafice și tipografia Scrisul Române societate anonimă pe acțiuni care fusese înființată de Gheorghe Tătărescu, de Tătărești, ca să zic așa. În sfârșit, și bătrânul a fost adus de la Corlate în Lanțuri. Persoana pe care am cunoscut-o, am spus, un om foarte destupat tipograf care citise mult în viața lui și cunoscuse. Fiind în perioada aceea secretar și activist de partid la regiune, văzându-l în lanțuri, cunoscându-l din tipografie, l-a scos din lanțuri, datorită lui. Mi-a spus că avea lanțuri ca pușcăria și la picioare. E bine, bătrânul nu avea din ce să trăiască și uh, s-a apucat de agricultură ce mai avea pământ acolo. Și în cele din urmă a fost, ca să zic, oarecum reabilitat și i s-a dat o catedră de limbă franceză. Bătrânul a avut o viață de. Picaru, o viață de aventurieră. E mult de vorbit. Un roman s-ar putea scrie despre viața bătrânului paleolog. În sfârșit, și, îi se dă o catedra de limba franceză. Era un timp masiv, nu avea cu ce să îmbrace, și una dintre foste eleve îmi povestea că la școală venea cu pantalonii la o palmă mai sus de gleznă și pentru că era masiv își lega pantalonii cu o sfoară care atârna cu cum atârnă astăzi brăcirile la oamenii noștri de asta, știți? sau asta. E, și avea o caretă, era o droagă cu două roate și la droagă erau doi măgăruși și mai venea în Craiova cu ei și închipuiți-vă că îi plimba pe zona de centru și zicea, "Diu ce <laughs> și aceasta da. a făcut asta ca să de, nu, până la urmă își păstrase cumva Da absolut, bătrânul paleolog iar un om care i-a păstrat eu în acea perioadă când l-am cunoscut pusese invitat a fost, a fost, era 100 de ani de la nașterea lui Brâncu și a fost o conferință mare la New York și el a fost invitat să conferențeze însă n-a putut să meargă și un anume Șerban Andronescu pe baza unui text a lui Vas Vasile Georgescu, paleolog, a scris un text pe care l-a prezentat într-o conferință, Brâncu și dimensiunea ascunsă. Titlul aparține lui bătrânului paleolog. Iar Andronescu i-a trimis o scrisoare de felicitare la care eu am în documentele mele, până așa zisa, corespondență și documente la care țin foarte mult, acea scrisoare trimisă de Șerban Andronescu lui Brâncuș, lui, pal lui Paleolog la Craiova, scrisoare pe care uh, unul dintre oamenii cei mai apropiați de bătrânul Paleolog, dar și de Ion de Sârbu, poetul Dumitru Vela, a fost secretar literar și director al teatrului Ion de Sârbu de la Petroșani, le-a publicat într o revistă pe care am o iată. Banchetul pentru cei interesați, o revistă a Fundației Culturale Ion de Sârbu de la Petroșan, din care au apărut până la ora de față șase numere, de fapt două exemplare câte număr triplu. Ultimul este pe aprilie-mai-iunie 2016, iar el este, acest banchet, această revistă de cultură, reunește nume din perimetrul Ardealului, dar și de aici, din zona Olteniei, nu numai, cu un citat la subsolul paginii de copertei, la subsolul copertei, trecătorule nu mă judeca după ceea ce le-am făcut și după ce am, cele ce le-am refuzat a le face. Citat care aparține lui Ion de Sârbu. Cum și care spune extrem de multe, da, mai ales privit în din perspectiva da, vieții sale da, și celor ce da. i -a Nu mă judeca după ceea ce le-am făcut, ci după cele ce le-am refuzat ale le face. Sigur, cu referire la desele și neîntreruptele contacte pe care securiștii le-au avut cu Ion de Sârbu pentru a semna. E bine, a refuzat ca să semneze pactul cu Diavolul după acești grei de pușcărie când iacătă de la conferențiar universitar, ajunge trecând pe la revista de pedagogie ca secretar ca de redacție, după aceea ca redactor la revista Teatrul, să fie arestat pe 17 septembrie 1957, Uh, și să fie o perioadă destul de lungă șomer după ieșirea din pușcărie în 6 februarie 63, să se, se condamnat la un an și apoi la șapte ani, din care a executat aproape șase ani și a fost șomer și după aceea unde crez că, credeți dumneavoastră că a ajuns. Uh, vagonetar în mina străbunilor mei de la Petrila, spune Ion de Sârbu, într-o lungă confesiune, mi se face părul pe mine, n-aș să... într-o lungă confesiune, uh, al cărui prim cititor am fost. E vorba de un lung interviu uh, în care el și-a pus întrebările, el a răspuns, interviu care se cheamă Eu l-am văzut pe Blaga plângând. Acest interviu uh, n-a putut apărea uh, Antum. A fost publicat fragmentar el a putut apărea abia după 1990 și atunci Ciuntit am fost cel care l-a publicat integral în ediția a doua a jurnalului unui jurnalist fără jurnal, lucrarea cea mai cunoscută a lui Ion de Sârbu, însă n-ar trebui să trecem, dacă nu mai amintim, și de faptul că alte două romane ale sale, poate puținele romane de sertar din literatura română, vorbind de ce s-a găsit în sertar la momentul 1989, și anume romanul Lupul și Catedrala, care fusese respins de editura Carta Românească, considerat a nu fi pe linie, și celălalt, un roman scris în secret, un roman scris în secret, intitulat Adio Europa, cu subtitlul Condiția Română. Acest roman Adio Europa a apărut și el ciuntit în perioada de după 1990. Rămân siderat de faptul că, parcurgând în pregătirea uh, celui de-al treilea și al patrulea volum din seria opere fundamentale ale, uh, ale literaturii române, care apare la Fundația Națională pentru Științe și Arte și care cuprinde. Public, care cuprinde uh, proza lui Ion de Sârbo, adică povestirile, nuvelele și cele trei romane, patru romane, dacă adaug, și un roman de mai mici dimensiuni, de ce plânge mama. E bine, am constatat că manuscrisul Adio Europa este masacrat pur și simplu, se deturnează sensul pe alocura, nu știu ce interes a avut editorul sau redactorul sau lectorul respectiv, cu nu înțeleg de ce, de pildă, Lupul și Catedrala, apărând în 1995 la editura Carta Școalelor, a fost privată, ca să zic, și cititorul deopotrivă, de partea finală, ultimul capitol, care deși are numai două pagini, lămurește de ce așa și nu altfel. În ce privește personajul principal, un roman extraordinar pe care critica literară l-a neglijat. Pentru că îi se părea că lipsește ceva. Ei bine, am descoperit acel ceva ce. Deci lipsește. nu lipsa din vina autorului, ci nu. din vina editorului. Din vina editorului, care deturnează de multe ori, își bagă nasul acolo unde nu se pricepe. Există dicționare, există oameni care pot fi consultați când e vorba de aceste documente, dar dacă e vorba de scrisul holograf al autorului dacă e vorba de corectura autorului efectuată pe dactilograma autorului. Nu înțeleg de ce editorul, uneori dintr-o anumită pudibonderie pe care nu înțeleg, să zic, elimină texte care nu fac decât să lămurească anumite chestiuni. Și apoi Sârbu, ca om de cultură, ca profesor universitar, ca vorbitor a șase limbi străine, numai că cita în cinci singura limbă în care nu cita era limba rusă, de altfel avea și niște origini părintești, ca să zic, a învățat limba germană în familie, mama fiind cehoaică, germ, un pic de cehoaică nemțoaică, iar în Valea Jiului, la Petri, la unde s-a născut, era o amestecătură de un melanj de populație. Și deci învăța și maghiara. Și, și, da. Era vorbitor, da. uh, Ion de Sârbu era vorbitor de maghiară, cita în limba maghiară, avea prieten printre mari scritori maghiari, de altfel, undeva în notele sale de, din memorii, spune că în... Adolescență, în tinerețe, el a cunoscut pe marii scritori ai literaturii universale citindu-i în limba maghiară. E bine, mai am aici pentru... Na, e un subiect, poate că l-am fragmentat, e un subiect delicat, sârbu. Spuneam că pleca din Valea Jiului ca absolvent al liceului de băieți și s-a dus... Vrea să se facă jurist, să apere drepturile minerilor, pusese crescut în Vala Jului, era fiul tatălui său, pe care îl admira extraordinar de mult și e omul căruia, ca să spun, i-a dedicat o parte din opera sa. Permanent l-a avut în memorie, cum deopotrivă l-a avut pe Lucian Blaga ca și pe Marisei Dascăl și de aici trebuie să-i amintesc că l-a avut pe Dede Roșca, pe Liviu Rusu, profesori, i-a avut la profesori și mai ales Lucian Blaga, Dede Roșca și Liviu Rusu au fost oamenii care -au, au fost făcut parte din Comisia de Licență, iar teza de licență și-a dat-o cu Lucian Blaga, un titlu pe atunci o noutate, sârbul citise pe Jung în limba germană datorită unei întâmplări, o prietenă nemțoaică de la Timișoara Ștefania Adorno, o mare iubire a lui, îi trimisese uh, o parte din lucrările lui Jung și sârbul a citit Jung cu, pe front, cu ranița în spate, avea pe Jung în raniță. Și a scris și a scris teza de licență de la C.C. Jung la categoriile abisale a lui Blaga. Lucian Blaga, în 1948, într-un uh, curs universitar, lucrare care a fost tipărită ulterior uh, în volum, intitulat Aspecte antropologice, menționează faptul că Ion de Sârbu s-a ocupat de C.T. iar el i-a folosit o parte dintre rezultatele cercetării la realizarea acestui studiu de antropologie. Îmi permis să citez nota lui Lucian Blaga, este o ediție uh, original textul ăsta este uh, uh, cum erau vechile cursuri universitare. Uh. Îndrumat și de unele sugestii din partene, un fost elev al nostru, domnul de Sârbu, și-a pus într-o teză de licență această chestiune a distinției între arhetipuri și factorii stilistici, ajungând la unele concluzii de care îi ține în seama potrivit, unor nevoi dictate de economia studiului de față. E vorba de 18 pagini pe care Lucian Blaga le include în lucrarea aspecte antropologice. Cât de important ce recunoaștere făcea blaga la adresa ministrului uh, său, elev. Da. Uh, lucru care astăzi nu se mai întâmplă: cum elevii uită, își uită dascălii și astăzi. Uh, uh, nu aș Asta, vrea să că astăzi eu... avem instituția plagiatului, deci, da, nu, deci chiar dacă ar fi luat pe, pe vremea de da, acum blaga un profesor, va... îl copiază fără să mai spună de unde a luat. Sigur că da astăzi, Din nefericire, da, astăzi, de altfel și în ce privește biografia lui Blaga, sau, și al lui Blaga, dar și al lui Ion de Sârbu mai ales, al lui Paleolog și de ce nu și al lui Brâncuș, că sunt destule date, dovezi că oamenii vorbesc după ureche. De altfel, bătrânul paleolog îmi spunea odată în legătură cu biografia lui, apărând un lung interviu, ca să zicem, într-o carte semnată de Ilarie Hinoveanu, fost director a editurii scris românesc, cu titlul Convorbiri, cu unde era, era inserat și un interviu, așa a zis interviu, pentru că bătrânul Paleolum nu îl recunoștea ca fiind interviu, ci era să zicem rezultatul acestui interviu al unor informații pe care Ilarie Hinoveanu le obținuse din discuții cu bătrânul paleolog sau din cercuri apropiate. Am închip cum de regulă se întâmplă, înșirăm niște întrebări, punem răspunsurile și bătrânul mi că este o făcătură. Și zice, ne poate, dacă vrei să citești un interviu adevărat cu mine, citește interviul Sânzienei Pop. E bine, vedeți ce înseamnă și soarta. Mi-a dat bătrânul o carte apărută în colecția Reporter 20, semnată Sânziana Pop, unde era acest interviu pe care îl luase Sânziana Pop la mare, bătrânul fiind la casa scriitorilor la mare, și acel interviu bătrânul îl recunoștea ca adevărat. E bine, cartea mi-a dat-o la începutul lui 1979, eu n-am mai apucat să-i duc cartea, mi-a însemnat cu un timbru, paravion, locul unde este interviul, și uh, am aflat în este ziua de 12-13 de 13 februarie, nu mai știu, știu exact, exact dar parcă am murit pe 12, 12 februarie. Pe 13 februarie 1979, un prieten a venit cu ziarul, care deja era redus ca format și. Uh, am citit la mica publicitate că a murit bătrânul paleolog. Am fost la mormântare, Ion de Sârbu a fost la mormântare, am fost la mormântare cu Constantin Zărnescu, cu uh, Dan Lupescu și cei de la Ramur, cu Ovidiu Ghidirmic. De altfel, toată lumea culturală a Craiovei era -a o ceață, seama, nu putea, dar nu putea Da lume, și lume, a fost mormântat în cimitirul... Sineasca, unde există o biserică a familiei, erau oameni foarte înstăriți. tatălui a fost subprefect de Dolj. deci era un om foarte stăris. El a avut o viață extrem de aventuroasă, să vă spun. Încă niște Bun. lucruri despre bătrânul paleolog. Bătrânul paleolog a fost Bun. unul dintre discipolii lui Alexandru Macedonski. A trăit în preajma lui Macedonski, mi-a arătat pe volumul Prima Verba lui Macedonski un un autograf mai tânului meu discipul George Sve paleolog, și spunea ce ne poate am fost o coadă de topor în mâna lui Macedonski. De altfel, una din, unele dintre cărțile publicate, a publicat o carte antidinastică uh, extrem extrem de dură, asta e și a atras Fuga peste granițe, și cunoștința lui cu Brâncuș în 1910 la Paris. Poate, poate un subiect pe paleolog ar fi să-l facem într-o emisiune da, specială, da, pentru că timpul acordat da. acestei emisiuni s-a terminat. Într-o jumătate de minut, care ar fi concluzia? Uh, am mai spus-o și altă dată. Uh, sârbu spunea: Viața mea este tratatul meu de morală și politică am parafrazat și am spus așa, opera mea, sculpturile mele, pe care Brâncu spunea că sunt fetele mele și le gătește ca de nuntă, sunt tratatul lui de morală și politică. cu aceste cuvinte și frumoase, dar în același timp pline de semnificații, mulțumim domnului Toma Veliș pentru vizita la noi în această emisiune. Cu siguranță ne-ați provocat cu un alt subiect, poate în această toamnă să reușim să-l facem. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la emisiune. Și eu vă mulțumesc că a fost o bucurie ca să putem să ne reamintim despre oameni pe care am cunoscut sau despre oameni uh, față de a căror creație am o admirație deosebită și cărora trebuie să le mulțumim că au existat ne duc pași, și, ne duc, și au creat da, pentru noi. Uh, duc românismul în lume. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Rădăcini, o ediție de gală cu, domn cu domnul Toma Velici. Mulțumim pentru atenție. La revedere!